Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Voi citi câteva cuvinte din cartea Evanghelistului Luca, din capitolul 1, cuvânt al Domnului care spune astfel. În ziua 8-a a venit să taie pruncul împrejur și voiau să-i pună numele Zaharia, după numele tatălui său. Dar mama lui a luat cuvântul și a zis, nu, ci are să se cheme Ioan. Ei au zis, nimeni din rudenile noastre nu poartă numele acesta. Și au început să facă semne tatălui său ca să știe cum ar vrea să-i pună numele. Zaharia a cerut o tăbliță de scris și a zis zicând, numele lui este Ioan. Și toți s-au minunat. În clipa aceea i s-a deschis gura, i s-a deslegat limba și el vorbea și binecuvânta pe Dumnezeu. Pe toți vecinii i-a apucat frica și în tot ținutul acela muntos al Iudeii se vorbea despre toate aceste lucruri. Toți cei ce le auzeau le păstrau în inima lor și ziceau, oare ce va fi pruncul acesta? Și mâna Domnului era într-adevăr cu el. Amin. Vă rog să le ocupați loc. Mă bucur din toată inima să fim împreună. Când fratele m-a invitat, am răspuns cu bucurie, având în vedere că la bivolărie vin ca între frați și prieteni. Mă bucur că fratele Petrică și conducerea bisericii a fost de acord să fiu parte acestei bucurii. Numai că sunt noapte când treceam Parma, mă gândeam dacă rămân, și cu buldozerul și tot vin oamenii ăștia și mă scot de nămeț. Dar prin harul Domnului am reușit să ajung cu bine și îl binecuvânt pe Domnul. Dragii mei, în foarte scurte cuvinte, aș vrea astăzi, pentru cele trei familii, să încercăm să răspundem la o întrebare care plutește în aer de fiecare dată când suntem într-o astfel de situații. Te uiți la ei. Și mi-aduc aminte când am adus acasă prima fetiță, bunicul a început să plângă și a zis că fata lui Liviu e cât o furculiță. Și te uiți la ei și te întrebi, oare din bucata asta de carne, ce va face Dumnezeu? Ce va ajunge copilul acesta când va fi mare? Sunt întrebări legitime pentru fiecare dintre noi și aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânte și în cazul pe care l-am citit și în cazul lui Ioan, aceeași întrebare, modul divin în care a venit pe pământ, înștiințările, cuvintele, modul în care Dumnezeu l-a dus pe tatăl său Zaharia unde a vrut el, i-a făcut să-și pună această întrebare. Aici este amestecat divinul. Oare ce va fi copilul acesta? Și acesta aș vrea să fie și titlul gândurilor pe care astăzi, foarte în scurt, le voi aduce înaintea dumneavoastră. În primul rând, dragii mei, copilul acesta sau copiii aceștia trebuie să fie ceea ce Dumnezeu a scris despre ei înainte de a fi fost vreuna din zilele lor. Priviți dumneavoastră, despre Ioan s-a scris, s-a spus și cuvântul Domnului spune căci va fi mare înaintea Domnului, nu va avea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei sale. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor, va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciune. Amin. Pentru fiecare dintre noi, nu cred în predestinare când e vorba de mântuirea oamenilor. Dumnezeu a dat șansa egală tuturor oamenilor să fie mântuiți. Dar cred că în viața fiecăruia dintre noi, Dumnezeu a scris un parcurs bine definit. Și atunci,
care trebuie să fie preocuparea părinților? Dacă Dumnezeu vrea să facă ceva cu un copil, ce am eu de făcut? Spunea fratele Vasile Bălan despre acea săgeată care trebuie să capete o direcție ca să atingă ținta. Părinții sunt responsabili când Dumnezeu le dă un copil să identifice voia lui Dumnezeu cu privire la copilul acesta. Noi avem atâtea posibilități, ne uităm în Scripturi, stăm de vorbă cu Domnul într-un mod personal, Duhul Sfânt ne face cunoscut, sunt darurile spirituale care operează în Biserica lui Hristos și este foarte important, dragii mei, pe lângă rugăciunea pentru copiii sau pentru nepoții noștri, ca și părinți, să stăm înaintea Domnului și să punem întrebarea: Doamne, ce vrei Tu să faci din copilul acesta? Și în momentul în care identificăm planul lui Dumnezeu în viața copilului nostru, viața lui va fi binecuvântată și viața celor de lângă el va intra în această binecuvântare. Mă rog din toată inima ca Domnul să ne ajute să înțelegem acest mare adevăr și să fim oameni care să urmăm firul roșu al voii lui Dumnezeu. Și despre Domnul Iisus, îl vedem pe Simeon că le-a în brață și spune așa: iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Cu alte cuvinte, dragii mei, marii oameni al lui Dumnezeu au fost oameni despre care Dumnezeu a vorbit, cu care Dumnezeu a avut un plan. N-are Dumnezeu nevoie de anonimi, să nu știm nici de unde plecăm, nici unde ajungem, ci Dumnezeu stabilește un scop bine definit în viața fiecăruia dintre noi. Și mă rog pentru toate familiile, pentru toți părinții, să identifice și să conducă săgeata aceasta spre ținta pe care Dumnezeu, care este suveran, o pune. De multe ori greșim, toți vrem să-i facem, ba doctori, ba mi-aduc aminte de doi directori care aveau un copil și îl întrebam când era mic: mă, ce vrei să te faci? Vreau să mă fac gunoier. El a văzut mașina aia cu gunoi care mergea cu gerofanele și o plăcu jos că vrea să facă gunoier. Acum e doctor în Londra, nu s-a mai făcut gunoier. Dragii mei, este foarte important lucrul acesta. În al doilea rând, ce va fi copilul acesta? Copilul acesta va fi ceea ce îl înveți ca să fie. Ceea ce îl înveți ca să fie. Vedeți dumneavoastră, au citit frații din Psalmul 78 și vedem un lucru, mă frapează versetul 9, fiii lui Efraim, înarmați și trăgând cu arcul, au dat dosul în ziua luptei, pentru că n-au ținut legământul lui Dumnezeu. Cum ne învățăm copiii noștri? Îi învățăm din Scripturi, îi învățăm prin sfaturile bune pe care le dăm, îi învățăm ce spune Dumnezeu despre alegerea priorităților în viață, facem o etalare a lucrurilor de valoare și a celor trecătoare, a lucrurilor care ne însoțesc dincolo de groapă și a celor care rămân aici pe pământ, învățăm principii, învățăm caracter, dar care este cea mai eficientă metodă de a ne învăța copiii, de a investi în ei, de a orienta săgeata către țintă? Cea mai eficientă metodă este exemplu personal. Ce va fi copilul acesta? Nu va fi copilul acesta mai mult decât ești tu, tată, decât ești tu, mamă. Mai mult decât cuvintele noastre, mai mult decât planurile noastre de marketing,
mai mult decât cursurile noastre, mai mult decât orice, copiii noștri sunt amprentați de ceea ce suntem noi, de exemplu personal pe care îl dăm în viață. Mă duc cu gândul la unul din împărații lui Iuda, Iosafat. Știți ce spune cuvântul Domnului? El a mers pe calea tatălui său Asa și nu s-a abătut deloc, făcând ce este bine înaintea Domnului. Urmăriți viața lui Asa, urmăriți atitudinea lui, urmăriți modul lui de a se raporta la Dumnezeu și modul lui de a conduce și veți vedea la fiul său, Iosafat, o copie fidelă. Lucrurile pe care le-a făcut Asa, le-a făcut și Iosafat. O curățat Asa țara, o curățat-o și Iosafat. A fost Asa un om al lui Dumnezeu, trăind frumos, a trăit și Iosafat. Și greșeala pe care a făcut-o tatăl său, și anume, faptul că la un moment dat, datorită nevegherii, a uitat de Dumnezeu și să uite la Dumnezeu și să știe că Dumnezeu este Cel care este în control și dă viață și dă izbăvire și dă direcție, același lucru l-a făcut și Iosafat. Hai să fac o alianță, hai să-L ajut pe Dumnezeu, hai că Dumnezeu, dacă altă dată vedem că Iosafat a trebuit doar să stea ca spectator. Îi spune Domnul într-o situație grea. Vedeți dumneavoastră, când suntem în fața unui tort, în fața unei mese, totul e bine. Știți când se vede această investiție? Când vine situația de criză, când tot în jur se prăbușește, când Iosafat vede niște armate puternice în fața cărora nu putea să stea, nu putea să biruiască, din punct de vedere uman nu era nicio șansă, și atunci privește și face ceea ce Dumnezeu îi spune și ceea ce a văzut la tatălui. În primul rând s-a dus înaintea Domnului și l-a întrebat pe Dumnezeu, a ascultat glasul Domnului. Dragul meu, dacă copilul tău va vedea în casa ta, după cum spunea Psalmul 78, minunile lui Dumnezeu, rugăciunile ascultate, trăirea asta cu Dumnezeu, reală, intimă, nu cea în fața reflectoarelor, copiii tăi vor rămâne marcați. Și despre Solomon s-a spus că a umblat în faptele tatălui său David. Și de asta, iubiți părinți, preoți în case, avem mare responsabilitate pe lângă viața noastră și ce semănăm în viața copiilor noștri, prin ceea ce suntem noi, care vorbește mult mai mult decât ceea ce spunem noi. Și îl vedem la un moment dat pe Iosafat în fața acestei provocări. S-a speriat că era om, dar s-a dus, s-a rugat Domnului, l-a întrebat pe Dumnezeu, a chemat poporul la rugăciune și în cele din urmă Dumnezeu vorbește și spune în felul următor: ascultați tot Iuda și locuitorii din Ierusalim și tu împărate Iosafat, așa vă vorbește Domnul, nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta ce Dumnezeu. Nu veți avea de luptat în lupta aceasta, așezați-vă și stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care v-a dat Domnul. Iuda și Ierusalim, nu vă temeți și nu vă înspăimântați, mâine ieșiți înainte și Domnul va fi cu voi, amin. Să câștigi o mare luptă, doar crezându-L pe Dumnezeu, doar prin puterea rugăciunii. Și Asa, și Iosafat a descoperit puterea rugăciunii și a văzut că biruința se capătă pe genunchi. Iubite familii,
Mă rog din toată inima ca Domnul să vă binecuvinte. Casa voastră să fie un loc al prezenței lui Dumnezeu, un loc unde copiii ăștia să vadă minunile lui Dumnezeu, să vadă lauda la adresa lui Dumnezeu, să vadă o trăire frumoasă și în ziua încercării, în ziua în care diavolul cu toată oștirea lui va face împresurare, oamenii ăștia vor trăi prin credință. Dragii mei, putem trăi prin credință dacă Domnul ne duce în situații de criză. Pot copiii noștri să vadă puterea lui Dumnezeu dacă îl punem pe Dumnezeu la încercare, dacă în momentele grele îi luăm lângă noi la rugăciune, dacă în momentele de presiune copiii ăștia știu că dacă la oameni nu pot să se ducă, să duce la Dumnezeu și Dumnezeu ascultă rugăciunea, slăvit să fie numele Domnului. Nu uitați, dragii mei, în încheiere, copiii voștri trebuie să fie ceea ce Dumnezeu a scris în dreptul lor să fie. Rugați-vă să descoperiți planul lui Dumnezeu cu privire la ei. Copiii voștri trebuie să fie sfătuiți, dirijați, conduși, ca Dumnezeu să poată să-și îndeplinească planul lui cu privire la voi. Căutați mai întâi împărăția lui și neprihănirea lui și toate celelalte vă vor fi date pe deasupra. Știe Dumnezeu nevoile noastre, știe că suntem în trup, știe Dumnezeu să binecuvinte și toată binecuvântarea pe care Dumnezeu o toarnă în viața noastră și în casele noastre, o toarnă în urma ascultării de Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul să vă binecuvânte și încercați, dragii mei, încercați să fiți modele pentru copiii voștri. Pentru copiii voștri poate vor uita sfaturile voastre, dar vă vor urma credința voastră, trăirea voastră. Și vedem, că am citit din cuvântul Domnului, oameni bine pregătiți, care la nivel mental aveau pe toate, erau doctori, știau totul, erau pregătiți, erau profesioniști în domeniile lor. Dar în ziua luptei, când au dat de greu, n-au avut fundamentul credinței și-au dat bir cu fugiții. Eu mă rog ca Domnul să facă din copiii ăștia niște oameni a lui Dumnezeu puternici, chiar dacă sunt copii tineri, nu știm că Dumnezeu mai lasă vremea, dar important este, dragii mei, să ne pregătim pentru vremurile pe care le parcurgem, crescând în casele noastre copii care să înțeleagă voia lui Dumnezeu, care să caute voia lui Dumnezeu, care să se pregătească ca voia lui Dumnezeu să fie în viața lor și vă asigur 100% copiii ăștia vor fi binecuvântați. Ceea ce se face astăzi, rugăciunea, îi va urmări toată viața. Și Dumnezeu din ceruri știe să binecuvinte pe oamenii care rămân în ascultare de El. Domnul să vă binecuvânteze din Sion. Amin.